Bună ziua! Bine ați venit! Cum am revine sarcina, să spun câteva cuvinte din calitatea de participant la această expoziție și atunci o folosesc ca prilej pentru a introduce micul meu discurs. Vreau să mulțumesc inițiatorul acestui demers expozițional, eu Artur, Mircea, domnul Victor, care de aici așa am înțeles că de la dânsul a venit propunerea, că într-un timp foarte scurt ați reușit să adunați, să mobilizați artiști din București și din Călăraș, atât Victor cât și scurt. Și șoferul. Bine, apreciat că se reușește să facă asemenea expoziții și în centre culturale, să spunem, mai mici. Deși Călărașul deja are o activitate expozițională bine definită, spun asta din media pe care am văzut, care văd că se întâmplă din ce în ce mai multe expoziții. Așa că mă bucur că se creează deja legătura între artiști din București, din filiale care sunt mai mari și reușesc să facă împreună lucruri interesante și să facă într-un fel o radiografie a artei contemporane în momentul ăsta. Eu vă mulțumesc și dau cuvântul domnilor care au făcut acest lucru posibil. Vreau să spun și eu câteva lucruri. În primul rând, mulțumesc gazdelor că ne-au primit și ne-au permis să arătăm produsele noastre din ultimele perioade. Și e un dialog fructos care sper să se perpetueze, să nu fie o experiență singulară. Victor, dacă vrei să spui ceva? Expoziția de astăzi este rotul unei colaborări între Uniunea Artiștilor Plastici din București. Majoritatea artiștilor sunt membri din Uniunea Artiștilor și Muzeul Dunării de Jos. Cred că majoritatea expozanților sunt pentru prima dată la Călăraș și pentru prima dată pesimeze în acest spațiu.
Și este rodul și unei prietenii dintre artiștii plastici, care sper să funcționeze și în continuare la următoarele saloane pe care o să le organizăm. Din punctul meu de vedere, rolul acestei expoziții este și familiarizarea publicului din Călăraș, chiar dacă este, nu este un public foarte numeros, dar există, sunt oameni care vin la vernisaje, chiar după vernisaj vin și vizitează expozițiile. Expozițiile apar în presă, în televiziunea locală, transmite vernisajele Muzeului Dunării de Jos. Lucrările expuse astăzi nu au doar un rol estetic. Lucrările pot comunica cu publicul, cu privitorul. Nu neapărat conștient sau intenționat, artistul își transmite prin intermediul lucrărilor spre public propriile trăiri, gândurile. În acest fel, făcându-și pe privitor să se gândească la anumite lucruri, să-și pună anumite întrebări, chiar să filozofeze. Mulțumim artiștilor din București care au venit astăzi aici, chiar că este o vreme caniculară, publicului și sperăm să colaborăm și în continuare, să facem și alte evenimente împreună. Cam atât, da? Deci nu o să folosesc cuvintele mele, o să spun o poezie de celebrul meu tată, Ernest Maftei, care cred că se potrivește. Adică toată arta și asta din mare iubire o facem. Și pentru colegi, și pentru nația română. Și se numește așa, Nopți de Sânziene. A fost pe Nopți Sânziene. Da. Și dedicată gazdelor noastre, niște oameni așa frumoși, da. Și sună cam așa. La ceasul cel din tâi, în loc de căpătăi și vieții mele îndemn, ursitele dintr-un blestem mi-au făcut cântec. Învăluind în foc al mamii mele pântec, într-alor joc, au încat afară un ghem de jar. Iubiri și patim, cât mi le-am purtat prin părăsitele fântâni, cât într-un strop de altă vie să mi le stâng, și el și azi și mâini mereu mă frâng. Iubirile ceva să fie mai amăgitoare sunt, un strop și atât zvâliți spre întunericul de-apoi. În nopți de sânziene pe la noi, încât un cimitir de mult uitat, cât un mormânt se aprinde uneori și arde așa din seară până în zori. Poate nu credeți că e adevărat? Atunci când se punez de urlă câinii, îngenuncheați bătânii, fac bătrânii, cei răi aleargă lung și lat, ca de prăpăt copiii se ascund sub pat, femeile ce n-au iubit începă gene, când țântirim se prinde un strigoi. Tu nu te teme, la pala focului înalt să vii și să te închini. În raza propriei îmi lumine să te văd, iarăși vom fi. Cum de v-ați devenit actor? N-ai cum să-i gădezi înainte așa. Artur, și tu câteva cuvinte că ai fost implicat serios în organizarea aceasta. Vă mulțumim foarte mult și în primul rând de aleați. Exact. E același. Da, da, Marina. Da, da, da. Colegul nostru care expozant, care e interesat de... De cum se întâmplă. De ce se întâmplă, da. În primul rând, vă mulțumim foarte mult. Nu, a rămas foarte impresionat de ce au vorbit colegii noștri, colegii mei. Insistă, îmi cer scuze, colegii. Dar răspunde, și poate după speaker, poate ne spune ceva. Și nu cred că pot spune mai mult decât că ne gândim la niște evenimente viitoare. Să fim camarazi și să la ne și respectăm, da. Sigur că da. Pentru la ce se vine. Și să ne iubim, loc de bun. Și noi mulțumim. Nu cred că pot să spun mai mult de... Eu am fost foarte frumos ce a spus. Felicitări. Și eu vreau să ne exprim, să ne exprim public, pentru că nu vreau să scap această ocazie.
că m-a pătruns un sentiment de o deosebită bucurie să-mi revăd colegii și să petrecem câteva momente împreună, aici în orașul meu natal. Și în ciuda faptului că m-am depărtat o perioadă bună de breasla mea, acum am ocazia și deosebită ocazie și plăcută, extrem de plăcută, să vină breasla să ne întâlnim în zona în care m-am stabilit eu. Și îi mulțumesc inițiatorilor acestei acțiuni și lucrărilor lor cu care au venit, cu care fac o deosebită bucurie, bănuiesc, publicului călăreșan. Mulțumim organizatorilor și mulțumim tuturor persoanelor prezente. Și să o facem anual! Și să o facem anual! O fotografieze tu, dacă ați vrea. Da. Cu toți. Thank you.
Thank you.
Asta frigida? De ce? Ia auzi. De asta e frigida. Deci dai în ea și e iască. Și acolo chiar o piatră, nu? Da, 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 e travertin. E bambotop, nu? Da.